vestea domnului cu puțini reprezentanți din corul de resurrecție al Liceului Politic Spirohare din Moinești. Thank you. Sorocul i-s omlinit, de mărunt și pe paie o născut flori de mărunt. S-a născut pe pământ și ne-a izbăvit. Ne cântăm, ne slăvim, Iisus, bine ai venit. S-a născut pe pământ și ne-a izbăvit. Ne cântăm, ne slăvim, Iisus, bine ai venit. În noaptea rece de iarnă, florile de mărunt, Maica Domnului se mană, flori de mărunt. N-are scutec de-nfășat, florile de mărunt, nici leagăn de legănat, flori de mărunt. S-a născut pe pământ și ne-a izbăvit. Ne cântăm, ne slăvim, Iisus, bine ai venit. S-a născut pe pământ și ne-a izbăvit. Ne cântăm, ne slăvim, Iisus, bine ai venit. Maica Domnului suflează florile de mărunt, somnul pruncului vechează, flori de mărunt. Și îi cântă-n câte plin florile de mărunt, slavă pruncului divin, flori de mărunt. S-a născut pe pământ și ne-a izbăvit. Ne cântăm, ne slăvim, Iisus, bine ai venit. S-a născut pe pământ și ne-a izbăvit. Ne cântăm, ne slăvim, Iisus, bine ai venit. În această sărbătoare noi vă facem o urare, cu iubire și gând bun, cum e bine de Crăciun. N-avem stai de păstoraș, dar cu chip de îngeraș, suntem marși și v-am adus cel mai mare dar de sus. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul de toate, mulți ani fericiți, mulți ani să trăiți. Să vă fie casa plină de belșug și de lumină, mulți ani fericiți, mulți ani să trăiți. Viața să vă fie numai bucurie, Sfânta Sărbătoare, numai înălțare, anul care vine, numai roduri pline de la cel din cer. Lelui Pământ. Am și la mulți ani și sărbători fericite! Domnul vă adresez și eu mulțumit în numele meu personal, dar și a colegilor consilieri și la aparatul de lucru al primarului. Să vă mulțumim pentru colaborare, ați fost mereu prezenți când v-am invitat și acest lucru înseamnă mult că există așa ceva în mijlocul nostru. Stimați colegi, permiteți să începem ședința pe comisie. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la municipiul Moinești. Comisia de Organism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică. Aveți întrebări, vă rog. juridică, discuție, întrebări? Dacă nu să nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă? Abținere? Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești, preliminată la data de 31/12/2022. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineți. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări de propus. Supune proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineți. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineți. 2 abțineri. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești nr. 163/15.09.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău, pe anul 2023. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare datorată pentru anul 2023 pe raza municipiului Moinești de către persoane fizice. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Potrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia Juridică. Comisia Juridică. Discuție. Întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2023 datorată de persoanele juridice și agenții economici din municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Deci, 4 voturi pentru și o neparticipare. 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești nr. 207 din 24/09/2022 privind aprobarea modificării tarifelor aferente prestării unor activități componente ale serviciului de salubrizare stradală de către operatorul SC Thomas Bato. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebare, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține? O abținere. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren și taxe pe terenurile care contribuie la exploatarea resurselor de apă, precum și pe terenul folosit ca zonă de protecție a bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Rog liderii de grup să facă propunere. Din partea grupului PNL propun pe domnul Ioc Colmeriu, doamna Mihaela Duca ca membru titular și membru supleant pe domnul Sorin Academiu. Grupul PSD, cu numele Suiu Culian și cu numele Suiuiații. Pro România, aș dori să depunem candidatul. Mulțumim. Propunerea fiind depuizată, să rog Comisia de Organism să valideze propunerea. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți și alte propuneri, vă rog. Dacă nu supunem la vot proiectul cu propunerile făcute la Comisia de Urbanism, ce este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot proiectul cu propunerile făcute. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal de Urgență Moinești asupra locuinței situate în imobilul din strada din municipiul Moinești, strada Vărilor, numărul 25A, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea dării în administrare către Spitalul Municipal de Urgență Moinești a locuinței situate în municipiul Moinești, strada Libertății, bloc A6, apartament 7, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotriva. Abțineri. Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Moinești a unei locuințe sociale situate în municipiul Moinești, strada Căpitan Zăgănescu, numărul 14, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile situate în Istravianul municipiului Moinești, punct Sărășele, punct Schela, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineți? Mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită prin instituirea dreptului legal de uz și servitute în favoarea de la Liber SA asupra unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia Economică, întrebări? Nu fac nici eu la vot. Alte întrebări, nu? Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unei suprafețe de teren situate în extravilanul municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? O abținere? Deci, 4 voturi pentru și o abținere. 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Moinești, serviciilor publice subordonate Consiliul Local al municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia Economică, dacă aveți întrebări, discuții. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? O abținere. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cultural Festivalul de Artă Teatrul Subdună, Moinești, ediția a doua. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abținem. Mulțumesc. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea lipirii unor imobile situate în Dragădanul municipiului Moinești, strada atelierilor de Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineți? O abținere. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați colegi, declarăm deschise lucrările ședinței de plen a Consiliului Local al municipiului Moinești. În conformitate cu prevederile articolului 133 alineatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Moinești pentru 27 decembrie 2022. Ședința a fost convocată prin dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 1007/2022 și vă informez că este legal constituită, fiind prezenți în sala de ședință un număr de 17 consilieri din cei 19 validați în funcție. Având în vedere ordinea de zi propusă și faptul că primele două puncte de pe ordinea de zi reprezintă aprobarea proceselor verbale întocmite în ședințele Consiliului Local din 24-11 și 14-12-2022. O să consult plenul pentru fiecare în parte. Punem la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 24-11-2022. Mulțumesc. 17 voturi pentru. A fost aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din 24-11-2022. Supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 14 decembrie 2022. Mulțumesc. Cu 16 voturi pentru și o abținere a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 14-2022. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a supune la vot ordinea de zi propusă pentru ședința de astăzi și ulterior pentru a parcurge ordinea de zi. Vă mulțumesc, stimate domnule primar, stimate doamnă secretar, stimați colegi consilieri locali. Începem ședința ordinară prin supunerea la vot a ordinii de zi. Ordinea de zi a fost adoptată. Intrăm în lucrările ședinței. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al municipiului Moinești. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Vă rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem revede. Vota. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești, preliminată la data de 31/12/2022. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și 2 voturi. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem supune la vot. Proiectul a fost adoptat cu 14 voturi pentru și 3 abțineri. Vă mulțumesc. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 163 din data de 15/9/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești de Bacău pe anul 2023. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem supune la vot. Proiectul a fost adoptat în unanimitate cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare datorată în anul 2023 pe raza municipiului Moinești de către persoane fizice. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem vota. Proiectul a fost adoptat în unanimitate cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2023 datorată de către persoanele juridice și agenții economici din municipiul Moinești. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și neparticipare la vot. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Proiectul a fost adoptat cu un număr de 16 voturi pentru și o neparticipare. Vă mulțumesc. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 207 din 24/9/2022 privind aprobarea modificării tarifelor aferente prestării unor activități componente ale serviciului de salubrizare stradal de către operatorul SCSOMA SRL Bacău. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și abține. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi pentru și o abținere. Vă mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren și taxei pe terenurile care contribuie la exploatarea resurselor de apă, precum și pe terenul folosit ca zonă de protecție a bazinurilor de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul Moinești. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru și 1 împotrivă. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi pentru și o abținere. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești și Consiliul de Administrație a Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Având reprezentanți ce vorbiți de semnați pe vot secret, vă rog Comisia. Proces verbal al procesului de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Moinești în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Comisia de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret formată din plenă cu ai președinte Budan, Cristina, secretar Arceni Gerul și Pascălinii Alexandru Merfie. A procedat la numărarea voturilor. Din totalul de 17 buletini de vot, sunt 15 valabile exprimate, 2 nule. În urma numărării voturilor, eu, Corneliu, 14 pentru 1 împotrivă, Duca Daniela, 14 pentru 1 împotrivă, Marține Cerul, 14 pentru 1 împotrivă, Budacu Cristina, 14 pentru 1 împotrivă, Buziu, Iulian, 14 pentru 1 împotrivă, Academii, Sorin, 14 pentru 1 împotrivă. Drept urmare, au fost desemnați următorii reprezentanți ai Consiliului Local Moinești în Consiliul de Administrație a Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Eu, Corneliu, membru titular, Duca Mihaela, membru titular, Marține Celu, membru titular, Budac Cristinel, membru supleant, plus eu Iulian, membru supleant și Martin Sorin, membru supleant. Semnează comisia. Mulțumesc, domnule președinte. Supunem la vot proiectul de hotărâre cu comisia rezultată în urma votului secret. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Vă mulțumesc. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare a Spitalului Municipal de Urgență Moinești asupra locuințelor situate în imobilul din municipiul Moinești, strada Zorilor, numărul 25 a județul Bacău. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să spunem la vot. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea dării în administrare de către Spitalul Municipal de Urgență Moinești a locuinței situate în municipiul Moinești, strada Libertății, bloc A6, apartament 7, județul Bacău. Vă rog raport Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului, domnul consilier, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac un amendament la acest proiect de hotărâre ca să fie perfect cu prevederile legale în materie. Mai întâi aș dori să întreb cum se intenționează prelungirea contractului de administrare. Prin ce documente? Contract de administrare și proces verbal. Da. Atunci, în prima amendament, aș dori să-mi permiteți să-l fac. În Codul Civil spune foarte clar că la încheierea unui contract de administrare, prelungirea se face prin încheierea unui alt contract de administrare. Unui nou contract de administrare. Așa. Și atunci, la punctul 12, să venim prelungirea municipiului Moinești, strada Libertății a 6 cu 7, județul Bacău, prin încheierea unui nou contract. Odată la intitularea proiectului de hotărâre. Și încă un amendament, dacă îmi permiteți, articolul 299 din Codul Administrativ prevede hotărârea Consiliului Local din care se constituie dreptul de administrare trebuie să cuprindă datele de identificare a bunului care face obiectul dării în administrare și valoarea de inventare a acestuia, destinația bunului care face obiectul dării în administrare, 3. Termenul de predare primirea bunului. Deci să completăm proiectul de hotărâre cu datele cerute de articolul 299. Acesta este amendamentul. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnule consilier. O să supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus referitor la prelungirea contractului prin încheierea unui nou contract. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat. Trecem mai departe, punctul numărul 13, proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției de Asistență Socială Moinești a unei locuințe sociale situate în municipiul Moinești, statul pe San Zăvenescu numărul 14 din județul Bacău. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil 6 voturi pentru. Vă rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt... Vedeți că aveți închis. Da. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, vă rog să supunem la vot proiectul. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Vă mulțumesc. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile situate în extravilanul municipiului Moinești, punct Sălășele și punct Schiela, în județul Bacău. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să supunem la vot. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 70 voturi pentru. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită prin instituirea dreptului legal de uz și servitute în favoarea SCTV Liber SA asupra unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Moinești. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru și o neparticipare. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să supunem la vot. Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi pentru și o neparticipare. Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru scoatere definitivă din circuitul agricol a unei suprafețe de teren situată în extravinanul municipiului Moinești. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil 4 voturi pentru și abținere. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să supunem la vot. Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi pentru și o abținere. Punctul numărul 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Moinești și a serviciilor publice subordonate Consiliul Local al municipiului Moinești. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și abținere. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să supunem la vot. Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi pentru și o abținere. Punctul numărul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cultural Festivalul de Artă Teatrul Subdună Moinești, ediția a doua. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să supunem la vot. Proiectul a fost adoptat cu 70 voturi pentru. Punctul numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile situate din intravilanul municipiului Moinești, strada Atelierelor, județul Bacău. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să supunem la vot. Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi pentru și o abținere. Punctul 20, diverse. La punctul diverse avem prilejul să invităm la microfon o persoană foarte dragă nouă, coordonatoarea Consiliului Local al elevilor. Poți merge acolo. Care va face o scurtă prezentare a activității Consiliului Local al elevilor în perioada ce a fost parcursă de la constituire și până acum. Și mulțumim astăzi, dar ei a venit alături de noi, mai cu seamă că își aniversează ziua, este și Ștefania, și spunem și la mulți ani. s-a mai returnat nimic de la bugetul de stat, așa cum ne promiteau atunci. După o scumpire a prețurilor, cel puțin de vreo 8-9 luni încoace, s-au dublat, triplat facturi de la gaz, de la lumină, la școli. Cei care administrează instituții din municipiul Moinești știu că s-au scumpit toate și venitul este același la școală și la primărie. N-au crescut nimic. Dar, cum spuneam, am atras proiecte, le-am dus mai departe de cele care le-am început în anii trecuți și anul acesta și am inițiat și proiecte noi. Și nu numai cu finanțare europeană, și cu finanțare guvernamentală și din buget local, și m-aș opri aici la proiectele pe finanțate de Compania Națională de Investiții, acel bazin de zon didactic, care știți cu toți în proporție de 70% se apropie de final. Acel teren de tenis din zona stomatologiei, acela se face parteneriat cu OMV, ca cei bani care sunt utili de sponsorizare în fiecare an, 200.000, restul de la bugetul local până la 700.000 €, va fi și acela care probabil în vară. Tot pe CNI am semnat un contract, s-a terminat licitația zilele trecute, am fost la Compania Națională de Investiții, s-a judecat licitația, este câștigătorul pentru realizarea terenului de sport mare, teren mic, plus acea clădire cu vestiare și spații de cazare. Un proiect de aproape 2 milioane de €. Va demara și acela după sărbători, cred. La Compania Națională de Investiții avem și piața de la Lucăcești, care și aceea este gata în proporție de 80%. Poate în primăvară va avea la recepția, vom muta bazarul din zona autoverei, să spun, în apropiere la Nevila, urmând poate o consultare publică ce vom face în acea zonă, de unde se va muta la bazarul. Sigur, spuneam de sănătate, s-au luat și premiul, dar un premiu meritat, pentru că au fost investiții. Am finalizat blocul operator în parteneriat cu Consiliul Județean. Am finalizat proiectul pe dotarea ambulatorului de specialitate cu aparatură medicală. E în curs de finalizare unitatea de primiri, siderea unității de primiri urgențe, dar și un proiect care s-a adjudicat acum pentru dotarea de echipament și aparatură medicală a acestor spații în unitatea de primiri urgențe. Sigur, am achiziționat acel teren din curtea spitalului care era la o persoană privată, știți că am aprobat și l-am și achiziționat. Un proiect nou inițiat acum, s-a semnat contractul cu doi. Colegii mei am avut o discuție cu cel ce a câștigat licitația, un constructor din Sibiu, așa. Au venit și dirigintele și proiectanții, probabil, așa cum au promis, pe data de 9 se vor prezenta la lucru, pentru că data finalizării acestui proiect este decembrie 2023. Ne-au promis că se vor încadra și toți aparatura care a fost achiziționată la spital cere o creștere de putere și o instalație nouă. Au înțeles guvernanții noștri că trebuie o axă pe acest domeniu. Ca urmare a incendiilor din spitalul de la Piatra Neamț, București, Constanța, nu trebuie să așteptăm acest lucru, să evit acea axă de finanțare, am și pia pe ea și deja suntem în implementare cu acest proiect. Cam asta pe sănătate, pe social, știți cum spuneam mai înainte de acest proiect cu liceu, cu centru comunitar, copii care vin, mănâncă aici la prânz, își fac temele, au activități extrașcolare, un număr de 100 de copii care, din familii nevoiașe, cum vă spuneam, au aceștia au primit și tablete, nu numai ei și alții de la școli. Ne ocupăm și de această parte mai socială și de pensionari prin ocrotirea lor în centrul social de Libertanță Lănescu, acolo unde sunt aproape 30 de persoane vârstnice îngrijite. Prin Direcția de Asistență Socială dăm ajutare conform legii 416, dar și acele ajutare la pensionarii care au pensii mici, veterani de război, care noi am unul. Așa, și această de lei pe care o privesc la sărbătorile de Paști și de Crăciun. De infrastructură, vedem cu toții ce se întâmplă prin centrul orașului, prin zona Tudor Adirescu, libertății zorilor, dar și pe zona de tezărie, Minei, Ionescu, George Corbuc. Acest proiect destul de proiect am unicat în zona Moldovei, cum vă spuneam, la orașele reședințe de județ, am mai deschis o axă și a început să lucreze doar Piatra Neamțu și Bacău de curând. Suntem un pas înainte. La acest capitol vă spun că a câștigat municipiul Sibiu proiectul acesta, în fine mai avansat proiectul. Dar sper eu să finalizăm și noi, așa cum știm cu toții, până în luna iulie, cel din zona Mihai Eminescu, George Corbuc, și până în august, cel din zona urbană. Am schimbat tabele dintre blocuri, am cumpărat din bugetul local acele cubere, acele centre de conectare. Se schimbă trotuarele, se schimbă carosabilul, semafoare, sistem de iluminat, toileturi, sistem de supraveghere. Un centru de monitorizare a traficului se dotează acum în primăria Moinești la parter, monitoare cu tot ceea ce trebuie pentru monitorizarea traficului. Dar am câștigat și acel proiect de Angel Salignin, 5 poduri se vor construi în anul ce urmează în zona Păsiești-Angani. Mai am depus la CNI la Păsărie, care prezintă pericol pe strada George Corbuc și este în lista sinteză, dar și strada Avramiancu. Strada Avramiancu, vă spun, costă vreo 20 de milioane de euro, cu regularizarea acelui pârâu, dar și cu ridicarea capacilor a căminelor de apă și canalizare. O să vă întrebați de unde apă și canalizare. Sper ca, până la aprobarea acestui proiect, să înceapă și proiectul de master plan. Acel proiect care este întârziat datorită creșterii prețurilor, nu s-au judecat licitațiile în tot județul, nu s-au prezentat la licitație firme, datorită, spun eu, o vină și a cravului aici, că m-a actualizat la timp prețurile, au scos cu prețurile în 2018, nu nicio firmă nu s-a prezentat și întârziere totală în vreo județul, cu toate că termenul de implementare ar fi noiembrie 2023. Este imposibil de implementat, poate va fi fazat, poate se adjudică și licitațiile în acest an, să putem porni acea extindere a rețelelor de apă și canalizare, rețele noi, dar și bazinele pentru a mări creșterea de capacitate a apei în zona Micleasca, în mod special, ne dorim acest lucru, unde atunci când sunt temperaturi mai ridicate, când nu mai aud în grădină, fiind și o criză a apei totale. Spun eu că împreună am realizat aceste lucruri. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră consilierilor locali că ne sunteți alături, că analizați și uneori, chiar dacă mai sunt și discuții pe tema proiectelor de hotărâre, pe tema proiectelor ce le implementăm, sunt constructive. Acest lucru se datorează și colegilor mei. Mă refer aici la realizarea proiectelor pe care le-am depus, proiectelor pe care le implementăm, dar și celor care le-am inițiat pentru perioada următoare și prin PNR și pe exercițiul financiar 2021-2027. Avem deja și acolo un proiect pe care îl pregătim pe mobilitate urbană pe drumul național. Sperăm să se deschide pe acele zone pentru regenerare urbană, pe sănătate, pe balneo, dacă ne ajută Dumnezeu, pentru că știți cu toți această clădire care de ani de zile stă, încă mai sunt probleme la CNI. Am depus documentații săptămâna trecută pentru acea zonă din spate, parcare, coperi, căldură, zona cu lift, exterior și toate celelalte. Sper să ia contur și să pornească și această construcție pe corpurile A și C. Iar corpul B, cum știți cu toți l-am înstrăilat, sperăm că agentul economic care a existionat să se și apuce în următoarea de reabilitarea și realizarea acelui proiect care ne dorim cu toți aici în centrul orașului. Știți că am mai făcut un parteneriat cu muzeul, realizarea unui muzeu, un parteneriat cu Consiliul Județean. Urmează să mi se predea proiectul tehnic, cred că în luna ianuarie, să începem procedurile de achiziții pentru execuție și în termen, cred că de un an și jumătate, să implementăm și acel proiect. Spuneam că aceste lucruri se datorează și colegilor mei din primărie și vreau să le mulțumesc pe această cale. Să mulțumesc cetățenilor, chiar dacă nu sunt de față aici, dar să știți că pentru ei și cu ei facem toate aceste lucruri. Sunt aici și directorii instituțiilor publice, instituții de învățământ, spitalul mai înainte a plecat. Sper eu să avem o colaborare și în anul ce urmează. Să ne dea Dumnezeu sănătate și putere la toți, pentru că greutăți sunt destule în ceea ce privește implementarea proiectelor sunt neajunsuri, pentru că sunt ajustări ale prețurilor, sunt sume de cofinanțare și lucrări neeligibile care nu au putut fi cuprinse în proiect și știți cu toți a trebuit să apelăm la credite. Am făcut credite, gradul de datorare a municipiului Moinești nu depășește 13% la acest moment. Este permis până la 30% și la exemple ca municipiile Cluj, Oradea, București, nu suntem la nivelul lor, dar au ajuns la 30%. Am văzut o hotărâre de guvern, chiar mărea posibilitatea municipiului București de a depăși gradul de datorare de 30%. Eu zic că la 13% aproximativ suntem bine. Sper să nu mai fie nevoie de un alt credit, dar proiectele începute trebuie terminate și nimeni nu e pregătit cu banii insertari, să spun așa, pentru a implementa un proiect. Și noi acasă cred că am realizat credite pentru a ne realiza proiectele personale. Așa și la instituția, la primărie, trebuie să găsim soluții și am găsit acele soluții. Cu ajutorul dumneavoastră, prin votul dumneavoastră, am accesat acele credite și implementăm aceste proiecte. Dar nu m-aș duce mai mult. Vreau să vă mulțumesc pentru tot. Să ne dea Dumnezeu putere și sănătate pentru anul ce urmează. Să ne putem desfășura activitatea aici, unde petrecem o mare parte din zi lumină, să zic așa. Pentru că restul ne petrecem în familie sau cu prietenii. Să ia veți aproape, să le dea Dumnezeu sănătate și lor, să realizați tot ceea ce v-ați făcut, atât pe plan profesional, cât și pe plan familial. Succes și la mulți ani! Astăzi, la ora 14:30, avem festivalul de dată. Vă invit pe toți, noi vom fi la zona ceasului de la autogară. În coloană vom defila pe strada centrală, după care vom merge la scenă. Vă invit acolo